Bună dimineața, bună ziua sau bună seara după caz pentru momentul în care veți asculta acest vlog, dragi prieteni. Cu voi este Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună prima parte din cartea cu numele Violeta din Seif de Rodica Ojog Brașoveanu. Întâi de toate vă mulțumesc că sunteți alături, vă invit să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja să dați click pe clopoțel pentru a fi siguri că veți fi notificați de fiecare dată când postez o nouă carte, să dați un like dacă v-a plăcut, eventual un share și să-mi lăsați un comentariu deoarece îmi face mare, mare plăcere să văd și să citesc comentariile dumneavoastră. Acestea fiind spuse, să începem. Capitolul 1. Cei doi se ținau de mână pe sub masă. Aveau în fața lor câte o citronadă și un cafe frape. Barmanul, care ștergea un regiment de pahare, le înregistra automat prezența. Începători. Fata chicoti. uită te ce caragios e mustăciosul ăla. Acolo cu tipa în galben. Știi, de câte ori intru într-un local, îmi place să studiez oamenii, să-mi închipui ce fac ei acasă, la ce se gândesc. Adăugă teribilă. Mă interesează tipologia. Avea 19 ani, ochi mici extrem de neliniștiți și își dădea importanță. Era a doua oară când intra într-un restaurant, un restaurant adevărat, nu discotecă, lactobar sau cofetărie, însoțită de un băiat. Tânărul o cercetă ușor neliniștit. Ai fost în multe localuri, Adriana?" Fata simți cum îi bate vântul în pânze. Ei, bravo, nu mai sunt copil. Am fost și la bar. A, un program fantastic." Era gata să dea mănunte, muzică, soliști, dansatori, dar băiatul nu le solicită. Declară cu oarecare amărăciune. Știi, îmi pare rău pentru tot ce ai făcut fără mine. Nu știu dacă mă înțelegi. De pildă, eu regret că n-am fost împreună la cheile bicazului, că m-am bucurat singur. Adriana se simție emoționată, dar continuă pe același ton de femeie versată. Înțeleg, baby, cum să nu? Era mai mică decât el cu doi ani, dar îl trata cu o superioritate maternă. Se animă brusc și declară fără legătură. Știi, Dane, m-am răzgândit. Nu mai vreau un dormitor verde. Nu se asortează cu tenul meu. – Sunt prea țigancă! – se răsfăța, cerea dezmințiri. – Ție, ți se asortează orice! Și era convins, după cum era convins că Adriana este cea mai fermecătoare făptură care a călcat vreodată pe fața pământului. – Mă gândesc să fie alb și, pentru că tu ești blond, covorul și draperiile vor fi bleu. Nu-i minunat? – Dan dădu de dude câteva ori din cap. Minunat, așa e! Ochii băiatului erau albaștri și de pe fața rotundă încă nu se alunga sărăgingă și adolescenței. La 40 de ani avea să fie un bărbat șters, peste care privirile alunecă cu indiferență. Trebuie să faci eforturi ca să nu-l ignori. Acum însă era drăguț, agreabil și înduioșător de proaspăt. Genul de tânăr care, transpirat din cap până în picioare de emoție, solicită părinților iubitei permisiunea de a o scoate la plimbare, aceștia acordându-i-o cu inima ușoară. Sufrageria, urma Adriana, o vreau neagră, știi, pentru contrast. Alb de la un capăt la altul ar fi monoton. Bineînțeles, Biblioteca se aplecă brusc înainte, șoptind: Mă mai iubești? O expresie de fericire inundă chipul lui Dan. Da, în fiecare zi parcă te iubesc și mai mult, din ce în ce mai mult. Adriana dădu din cap mulțumită. Așa e și normal. Nu concep viața îndoi, fără ca dragostea să nu meargă în crescendo. Decretă o căsnicie unde iubirea nu e la fel de vie ca în prima zi, era tată, categoric. Era de acord și nu avea de unde să știe că de obicei se întâmplă o leacă altfel. Rămăsese orfan la 11 ani, iar taică său nu se recăsătorise. Adriana se gândi o clipă la părinții ei. Desigur, țineau unul la altul, dar în principiu se ignorau cu amabilitate. Mi-a spus mama că în perioada logodnei îi făcea în fiecare zi câte o poezie. Acum, de ce ai renunțat? Avocatul Nicolau, profesionist asaltat de clienți, probleme și succes, o privise căpiat. Hmm, comenta se-a iurit. O să-mi trec chestia asta în agenda mea de lucru. Bine că n-ai să fii avocat. Conchise Adriana scotocind localul cu aceeași privire, constant temperamental neliniștită. Era slăbuță și mult prea măruntă în peisajul contemporanelor ei. Părul lins, lucios, îl purta cu breton și vârfurile cădeau pe umeri ușor răsucite. O, față, o fată urâțică, dar din cauza vioiciunii și a farmecului deosebit, nu se observa. Dintr-o dată privirea îi se concentră și Dan o întrebă neliniștit. Ce s-a întâmplat? Adriana își subse buzele și se apropie de tânăr cu un aer conspirativ. Fii atent la masa de lângă fereastră. Oia trei? Da, Cei cu ei? Acolo se întâmplă ceva, șopti Adriana. Ceva îngrozitor. Simt, sunt convinsă că e așa. Dan surâse câtă imaginație ai tu, iubita mea! Îți spun eu că așa e, eu știu să văd, am moștenit chestia asta de la tata, uită-te mai discret! La masă se aflau doi bărbați, unul la vreo 50 de ani, celălalt mult mai tânăr, împreună cu o fată cam de aceeași vârstă. Privit atent, chipul chincoagenarului punea într-adevăr pe gânduri, neliniștea. O față brutală, pătrată din spatele ochelarilor de mare miop, ochii, două gămălii prizoniere între cercuri concentrice, străpungeau. Ți se face frig numai când te uiți la el, șopti Adriana. Bizarul din înfățișarea bărbatului izbea. Capul puternic se înșuruba pe un trup destul de firav și avea impresia dezagreabilă că s-a comis o greșeală ca și cum, dezarticulând mai multe manechine, ai fi cuplat ulterior greșit fragmentele. Adriana simțea anormalul, intuia climatul de primejdie care emana din individ, dar nu-și putea defini sentimentul. Tânărul avea aspectul banal al bișnițarilor lipsiți de anvergură. Blugi, tricou cu cifre, maxilare perpetu mobile, oare ăștia când sărută o fată scuipă chewing-gamul? se întrebase odată Adriana. Din inventar mai făcând parte fluieratul și tropăitul la scenele tari din filmele western. Se uita cu admirație tâmpă la bărbatul cu ochelari, îi sorbea literalmente cuvintele. Acesta vorbea continuu, cu glas căzut, adresându-se mai tot timpul fetei, o figură spălăcită cu bărbie ștearsă și privire speriată. Adriana a rostit cu ciudă. Aș da orice ca să aud ce -și spun. Ce pot să-și spună? Tu chiar nu observ nimic? Nu vezi? Bătrânul încearcă din răsputeri să o convingă, să facă ceva pe care ea nu vrea să-l facă. Nu poate. Dan ridică din umeri. N-are decât să le zică ori vorbă e scrie mi la poz restant. El iubește pe tânăr. Tânărul se uită în gura boșorogului și amândoi o împing către ceva îngrozitor. Simt eu că e așa. Uită-te la ea! Abia se stăpânește să nu plângă. Brrr, Ce tip oribil! Parcă ar fi un șarpe! Ca să-i facă plăcere, Dan încercă să-și concentreze atenția. Într-adevăr, fata era la înghesuială, nehotărâtă, rezistând greu, cu ultime puteri șarpelui, care încerca să o strivească sub o avalanșă de argumente. În cele din urmă, păru că cedează. Se ridica nevoie și se îndreptă spre ieșire. Pătrânul făcusem făcu celuilalt să o urmeze și rămase singur la masă. Adriana gâfâia de emoție. iată după ei! Cum să te las? Iată după ei! N-au plecat, a lăsat geanta aici!" La masa cealaltă, bărbatul cu ochelari deschise portmoneul. Pospătar! Nota!" Ce glas îngrozitor!" se Adriana, montată căci vocea necunoscutului era de fapt agreabilă, bine pozată. Tresări, vor să plece, cine știe ce se poate întâmpla. Se și auzea relatând aferată incidentul acasă. Înțelegi, pa, m-am simțit obligată, obligată să-i sar fetei în ajutor. Presimțeam cu fiecare fibră că îi se va întâmpla o nenorocire. Și atunci opri o, cu o voce timidă. Dacă vreți, faceți-ne și nouă nota. Femeia, cu inele multe pe ambele mâini, o cântări cu ochi de geambaș. Bine am ajuns, plătesc fetele. Ce faci? întrebă Dan roșu până în vârful urechilor, tocmai întorcându-se. Las că știu el. Așteptă să se îndepărteze o spătărița și explică precipitat. Vor să plece, șarpele a plătit, N-am mai fi avut timp, ce-au făcut? Ea a dat un telefon. Tipul a stat în spatele ei și nu m-am putut apropia. n a auzit nimic? Nimic. A vorbit încet și foarte puțin. Adriana a pufni în ciudată. Bleg mai e și dănuță asta. Ea era convinsă, ar fi știut să se descurce. Uite-i, suflă Dan. Fata plângea, încercând zadarnic să se stăpânească. Șarpele aruncă o privire scurtă spre tânăr. Cu același zâmbet bovin, acesta dădu afirmativ din cap. «Perfect! Atunci putem pleca!» Se ridică primul și apucă fata de braț de parcă i-ar fi fost teamă să nu fugă. Adriana prinse mâna lui Dan. «Mergem după ei!» Începuse să bureze și vântul subțire ca o lamă le pătrundea sub canadiene. Dan își trase fermoarul până sub bărbie. Nu zău, Adriana, ai uneori niște idei?" Totdeauna bune, ai să te convingi. Uită-te la ea cum merge. Practic o târăsc." Cei trei dădură colțuri și se opriră lângă o mașină parcată în porțiunea cea mai întunecată a străzii. Șarpele deschise portiera și se adresă fetei. Urcă!" Nu, nu!" încerca din răzputeri să se smulgă din mâinile bărbaților. Plângea în hohote și bătrânul privi îngrijorat în jur. Urcă! Nu, nu vreau! Lăsați-mă! Două palme răsunară în liniștea străzii. Tânărul, luat și el prin surprintere, se dădu un pas înapoi. Imbecilule! Șuieră bătrânul. Ce te uiți la mine? Dă-i brânci! Adriana și Dan se priviră îngroziți. Peste câteva secunde, mașina dispăru în beznă. Capitolul 2 va celebră în lumea școlară a Bucureștilor, Minerva Tutovan, profesoară de matematică, constituise spaima și coșmarul multor generații de elevi. Supranumită Samuraiul, devenise legendară datorită unui stil pedagogic extrem de personal, numărului impresionant de corigenți și de cereri solicitând transferuri disperate la alte licee, ceea ce recunoșteau însă până și vrăjmașii ei cei mai înverșunați, Jurau răzbunări crâncene în dimineți splendide de vară, când în loc să fie la strand, toceau în spatele obloanelor trase teoreme și formule, era faptul că samuraiul nu putea fi dus în niciun caz. Te prindea copiind și legată la ochi și că cel mai slab elev al ei poate reuși la politehnică, fluierând dunărea albastră sau, pentru a, a muzicali, dând doar bună ziua clădirii din polizu. Circumstanțe speciale, meandrele destinului, dar mai probabil vocația, o făcuseră să părăsească învățământul acordând preferința activității de anchetă penală. Maiorul Minerva Tutovan făcea desigur parte din categoria aceea specială de indivizi, care, indiferent de epocă, mediu sau profesie, se remarcă detașându-se cu cel puțin un cap peste ceilalți, fac să se vorbească despre ei. Minerva era ofițerul de securitate cel mai cunoscut. Din lumea infractorilor, anchetatorul cel mai excentric din minister și care solicita cel mai puțin serviciile laboratorului. Dacă ar fi după tutovanca, apreciau colegii specialiști, noi am șoma. Metoda ei de lucru se baza, în primul rând, pe logică fermă, investigație psihologică și colaborare strânsă cu subalternii pe care, de formație din anii petrecuți în învățământ, îi trata didactic și ținând seama de considerente pedagogice singulare. În biroul colonelului Ionaș era cald, mirosea tutun și a seară de toamnă, umedă și întunecată. Minerva își cu degetele prin părul aspru. Încă de pe băncile liceului se fixase asupra coafurii, tunsă scurt cu un breton lucios, de sub care nasul țâșnea lung, nervos, de parcă ar fi vrut să o ia la goană. Nu se farda niciodată, iar vestimentația preferată o constituia costumul taior, croit bărbătește. În anotimpul rece, la scurt blănit a sorta un basc cu paratrăsnet. aș se întreba uneori dacă Minerva se uită în oglindă de trei ori pe an și, în general, dacă știe ce e aia oglindă. O privi gânditor. Oare acest personaj există cu adevărat? Oare nu l-am inventat noi înșine? Oare n-am construit singuri o legendă? Apare, dispare, primește mesaje, dar... Nimeni nu l-a văzut, nu l-a auzit, nu i-a simțit respirația. Minerva a început să se joace cu pixul lung, bătându-se peste degete. Zgomotul, mișcarea, îi sugerară colonelului un zambal. Ar mai fi o variantă, zâmbi Minerva. Care? Legenda s-o fi construit amicii noștri. Ne sugerează existența unui personaj imaginar tocmai pentru a ne deruta, camuflând pe altul sau alții, în spatele manechinului. Convingerea mea este că acest domn Parker există. Parker? Surâse pe gândul colonelul. Aveam în liceu unul verde cu peniță de aur. Da, erau stilouri bune, dar dificile. Dacă nu foloseai cernală pelican, se stricau. Da, Parker există și pe undeva mă așteptam, mai devreme sau mai târziu, să auzim de el. Să se manifeste. Când a fost interceptat mesajul? Al ieri, la 2.35, semnează Erica. Știu, începu să râdă. Nu-i caragios, un stilou și o mașină de scris. Textul însă nu-mi place deloc. Fii gata. Asta presupune urgență. Colonelul își încrucișă mâinile sub bărbie. Ascultă, admițând că tipul există, ce hram crezi că poartă? E conservă sau vine din când în când în delegație? Pion conservă. M-am gândit și eu la ipoteza asta. Dacă e așa înseamnă că individul este de o abilitate excepțională, felul în care suntem organizați din punct de vedere administrativ exclude posibilitatea ca un agent să poată supraviețui ani de zile nedepistat. Aceasta ca teorie. Și totuși țin seama de varianta conservă în primul rând. De ce? Dacă îți găsești un cotlon sigur, e mai prudent să stai la umbră și să acționezi din când în când decât să te baladezi periodic pe sub nasul grănicerilor și al vameșilor. Nu mai zic că, indiferent sub ce formă ar evolua la noi ca turist, om de afaceri sau mai maimuța pe venită în turneu, trebuie să tragă la hotel ceea ce nu constituie o reședință ideală pentru un agent. Corect, începu să râdă. Nu-i faci portretul? Și azi, după mulți ani de colaborare, continuau să-l amuze improvizațiile, investigațiile necunoscute ale Minervei, acrobații de logică și fantezie, confirmate aproape totdeauna de realitate. Să încerc, făcu Minerva găurindu-și fruntea cu degetul. Ca vârstă l-aș situa între 50 și 60 de ani, 55 să zicem. După 60 nu mai e vesel să faci pe Bau-Bau, te frământ alte probleme, tensiune, aromatism, o proteză care să nu clănță-ne. Poate că e mai tânăr. Într-unul din mesaje a solicitat să-i se expedieze cinci flacoane de catarin. E un medicament de ultimă oră împotriva cataractei, un necaz care blagoslovește numai după o anumită vârstă. În consecință, persoana poartă și ochelari, deși nu e chiar obligatoriu. Și dacă solicita medicamentul pentru altcineva?" Îl vedeți pe ăsta, ținându-l șalele ținându de grijă a Eugenia sau lui madam Matilda, o vecină extrem de cum se cade? De altfel, nu cred că are rude în țară. De unde știi? Pentru că tipul nu-i român. Colonelul Ionaș se lăsă pe spate și început să râdă. Ești sigură că nu l-ai cunoscut? Sunt toate mesajele expediate de el, în fine, pe care am izbutit să le interceptăm, au aceeași caracteristică. Sintaxa folosită e neromânească, textul desăvârșit, corect, suna, traducere din altă limbă. Adjectivele preced de obicei substantivele, verbul e mutat cu 2 centimetri mai la dreapta sau mai la stânga decât ar trebui. În cazul acesta dispunem de un semnalment prețios, o limbă stângace și mai mult ca sigur un accent străin. Minerva clătină din cap. Iar nu e obligatoriu. Accentul poate fi impecabil ca și textul vorbit. În scris însă, foarte puțini oameni, folosind o limbă străină, se pot debarasa de caracteristicile, repet, sintactice ale propriei limbi. Nu vedeți? Chiar și în formulare, când se completează rubricile legate de limbi străine, se fac precizări. Vorbit, scris, citit. Așa e, surâse Ionaș, știi? Încep să-l văd. Adăugați că preferă culoarea gri. Măi să fie! Se poartă iar spionul cenușiu. Într-o vreme, dacă vă amintiți, fusese pus în circulație agentul Flash. Alură de star, vestimentație, atitudine, prezență, râs, toate gălăgioase. S-a renunțat, revenindu-se în materie la șoriciu. E totuși mai sigur, persoana se strecoară mai ușor și, în special, beneficiază de un atu statistic. Cei mai mulți oameni au o înfățișare nesingularizată. N-ați remarcat cât de rar folosim superlativele absolute? foarte frumos sau foarte urât? Or, ca să-i suspectez pe toți indivizii care n-au nasul în cheie de sol și trec neobservați, e aberant. Ionaș începu să râdă. Bac de seamă că încep să mă confuzi cu Dobrescu. Scuzați-mă, în realitate când îmi dezvolt un punct de vedere și o comit întotdeauna cu exces de explicații, o fac în primul rând pentru mine. Intru, mă adâncesc în problema respectivă sau cum e cazul acum? Încep să simt persoana. Știu, Minerva. La ce acoperire crezi că are curs? La una idem, cât se poate de cenușie. Un post inofensiv care să-i asigure statutul de om al muncii, fără să solicite excese birocratice. Paznic de noapte, de pildă, sau salarial la deratizare. Ce propui? Cum îl depistăm? Program non-stop pentru stațiile noastre goniometrice, o raită pe la toate institutele de cercetare unde sunt pe cale de pus la punct lucrări deosebite importante, pe amicii interesează noutățile finalizate și la întreprinderile unde acestea se află eventual în fază de experimentare. Doamne sfinte, îți dai seama ce volum de muncă presupune chestia asta? Nu avem altă soluție! Iar când individul începe să acționeze în caz că noi am reușit să-i reperăm obiectivul, va fi așteptat cu flori în gară. A, să nu uit! Ce? Ultima tușă la portretul domnului Parker. Detestă sezonul cald. Colonelul o cercetă uimit. De unde ai mai născut și, și drăcovenia asta? Pe buzele Minervei alunecă un surâs malițios. Cu permisiunea dumneavoastră am să vă spun altă dată. Capitolul 3 Tată! Exclamă impetuoasă Adriana, atât de impetuoasă încât avocatul Nicolau Tresării și scăpă furculița din mână. Se gândea concentrat la un proces de delapidare, iar dosarele care presupuneau în general subtilități de ordin contabil, pledoaria în sine constând mai ales într-o înșiruire de cifre și demonstrații aride, mai mult tehnice, îl plictiseau. Ca mai toți avocații, avea nostalgia pledoariilor pompoase durând câte 5-6 ore, cu trimiteri savante și sofisticate în psihologie, sociologie, criminalistică, uite ce cult sunt eu, unde frazele se rostogolesc frumoase, perfect rotunde ca niște portocale, pledoarii care storc crim și unde duetul acuzator-apărător e plin de suspans, urmărit cu emoție de asistență. Vezionel Teodoreanu va sau și baroului francezi de acum două-trei decenii a la metră Florio sau metră Carson. Tată, am auzit ce e? După ce terminăm masa, declară Adriana apăsând cu tâlc pe silabe, trebuie să discutăm în birou. Acest să discutăm în birou avea o rezonanță specială în casa Nicolau. Era încăperea unde de regulă se hotărau chestiunile importante, dar mai ales unde aveau loc răfuielile dintre avocat și fică sa. Doamna Nicolau, cu o de scandal, clădită din toate punctele de vedere după tipare orientale, s-ar fi încadrat perfect în viața de harem de dinaintea lui Kemal Atatürk, de o mare comoditate sufletească, evita certurile cu Adriana, observațiile dure, își monta bărbatul în culise, după care afișa un aer serafic de totală ignoranță și superioară detașare. Ascultă, Adriana, am mult de lucru. Este o problemă foarte serioasă. Doamna Nicolau zâmbi cu condescendență și mai luă o bucățică de brânză ca să-și poată isprăvi mărul. Era o blondă planturoasă cu figura încă drăgălașă. Cândva fusese splendidă, dar cu vârsta formele ei se îngreunaseră iar nasul foarte cârn, delicios odinioară, acum părea caragios alături de dubla bărbie și celelalte umilințe ale vârstei, dându-i un aer de păpușă coaptă. Adora rochile de casă elegante, filmele unde putea plânge abundent și era încredințată că în ea murise o mare actriță. În liceu îi adorase pe Gerard Filip și pe Vania la Novoi, văzuse de 15 ori examen de maturitate, păstra chipurile lor rupte de pe afișe de film, căci prin anii 50 și ceva fotografiile de actor nu circulau încă la noi și se căsătorise cu Grigore Nicolau, care nu semăna cu niciunul din cei doi frumoși ai ecranului. Era spătos, viril, emana o siguranță prozaică, te jenai instinctiv să pomenești în fața lui de lună, cercel de aur, dansul de fluturaș al fulgilor de nea ori albă fecioară de vis și semăna exact cu ceea ce era de fapt. Un excelent profesionist cu o minte bine organizată și un puternic simț al realității. Se uită la Adriana. Nu își făcea mari iluzii în legătură cu ea. O găsea prea iurită, prea aeriană și desprinsă de viață, cu mult mai mult decât i-o îngăduia vârsta. Când o fi să se mărite, gândea în sinea lui, ar trebui un bărbat serios, cu bun simț și experiență, care să știe să o piloteze. Dar, de regulă, ăștia nu se încurcă cu zăpăcite. E important, e că eu sunt lucid, așa că prostii prea mari nu o să facă. Avocatul aparținea acelei categorii de părinți care, în mod naiv, își închipuie că dețin cuvântul decisiv, au drept de veto că ei își căsătoresc copiii. Dacă vă deranjez, spuse cu o voce caldă doamna Nicolau, eu pot să mă retrag în fond, am isprăvit. Adriana se foi în scaun și se privi instinctiv în oglinda venețiană care atârna deasupra bufetului cu scultură complicată. Praful care se depunea strecurându-se șerpește printre bucle volute, flori și nasuri de personaje mitologice, constituia un motiv de exasperare diurnă pentru doamna Nicolau. Nu-i vorba de asta. Vreau să spun doar că e ceva extrem de serios. Făcă o pauză, apoi declară pe un ton teribil. Astă seară am fost martor a unei tragedii. Avocatul Nicolau oftă și își trecu degetele prin părul des, abia încărunțit. Pe buzele nevestisii stăruia același sură sincer. Bătea ușor cu unghiile în cafetiera de argint. Eram cu Dan, Dan Dumitriu, sublinie. Cunoaștem persoana, mormăi sarcastic. Avocatul, treci mai departe. Al, mame, luc!" comentă în gând și care se uită în gura ăstea de parcă ar chema omis la rus. Ne aflam în restaurantul București." Ia te uită! De unde aveți voi bani de București?" Doamna Nicolau interveni. Ești teribil cric cu întreruperile tale." Cum teribil, doamnă? Ai idee cât costă la București o bere? O singură bere?" Nu!" surâse nevastă sa de vreme ce nu mai condus niciodată acolo. Tu însă ești, desigur, bine informat. Adriana sări pe tonul prea bătăios al defensivei agresive. Dă de nu ți e bursier! A, atunci se explică. Are 500 de lei pe lună de la taică să și dă și meditații. Un nabab, zi mai departe. Jana, dacă ești drăguță, se adresă nevestisii. Toarnă-mi cafeaua! Adriana a început să relateze în fierbântată întâmplarea de la restaurant. Ca totdeauna, când era tulburată, nu putea sta locului și se învârtea printre mobile, de la servantă la bufet, pentru ca peste o clipă să fie lângă vitrină, din nou pe scaun sau la combina muzicală. Stilul febril al relatării îl agasa pe avocat, sugerându-i itinerarul isteric al unui bondar. O asculta încercând să păstreze un calm ironic, și pe nesimțite gândurile ei se întoarseră la dosarul care l aștepta pe masa de lucru. Nevastă, sau în schimb, se antrenase, aștepta finalul gâfâind de emoție, își plesni palmele grăsului cu unghii lungi, frumoase și bine îngrijite. Sprâncenele săriră concomitent spre rădăcina părului, două arcuri desenate de o mână expertă cu un dermatograf max factor. Dar e de -a dreptul extraordinar. Ce întâmplare! Dumnezeule, când te gândești câte drame sfâșietoare și necunoscute se petrec într-un mare oraș. Da, zise avocatul, e adânc. Zici că era și nătăfleață la cu tine. În fond, se sesiză doamna Nicolau, mai prezentă ca niciodată la discuție. Nu înțeleg de ce ofensez băiatul. Lasă chestia asta, Spune Adriana și el a văzut, accentuă, ceea ce ai văzut tu? Păi n auzi că am fost împreună. Vreau să zic, a văzut la fel ca tine sau l-ai făcut tu să vadă așa? Habar n-am ce vrei să spui. Uite, fetițo, eu îmi cunosc firma și produsele. Tu ai imaginație, ești fantastă ca și mai ta ți place să fii remarcată, cum s-ar zice. Ținută în faruri și îi în fiecare zi altceva care să ți se dea importanță. Teribilismul vârstei de acord, da? Și tu exagerezi. Ești în toate o excesivă necenzurată. Adriana îi dă dură lacrimile și se ridică. Dacă asta e tot ce ai înțeles tu, mulțumesc. Stai jos, încă n-am încheiat audiența. Te-am întrebat ce a văzut Dan, pentru că el se uită doar în gura ta. Iar tu le interpretezi acrobatic. Jeana Nicolau început să plimbe aspiratorul de masă, ocolind farfuriile și paharele. Ești prea dur și eu sunt convinsă că acolo s-a întâmplat ceva." De acord!" exclamă avocatul enervat. Ce vrei să fac?" Du-te tu la miliție și povestește-le că ai văzut un moș cârpind o tânără și vârând-o în mașină. Poate era taică sau bunică sau una șucostică din chitila și o corija că iese cu derbedei în oraș." Și pe urmă, ce punct de reper le dai?" Ați luat barem numărul mașinii?" Oh, nu," făcu nesigur Adriana. Și vă mai jucați de detectivii." Era prea întuneric. Ce să mai discutăm?" Făcu Nicolau ridicându-se de la masă. mâncați timpul cu fleacuri." I-aș putea recunoaște oricând pe toți trei, având de ales dintr-un milion de oameni. Caută-i atunci, București o are doar două milioane și jumătate. vezi de carte, fetițo, și îi spune și lui Armand Duval să-și vadă de logarit sau ce alte gângămânii mă zgălește el acolo, că sesiunea bate la ușă și voi vă țineți de studii criminalistice prin bierturi. În realitate se monta singur. Își amintise din nou că dincolo în birou îl așteptau circa o sută de file acoperite cu cifre și simțea că îi pocnește capul. Adriana replică țufnoasă. Las că știm noi mai bine ce avem de făcut. Săritul telefonului puse capăt discuției. Adriana sări la aparat. Da, eu, Dane, fantastic! Unde l-ai văzut? A, ah, ești grozav!" Avocatul Nicolau ridică din umeri hmm. și se retrase în birou anunțând categoric. Să nu fiu deranjat!" Grig, devine imposibil!" gândi Jana Nicolau. Didactic și despotic, totuși poate are dreptate." s ar putea să fie o chestiune ridicolă sau prea primejdioasă pentru niște copii. La experiența lui e firă să fie circumspect. Mamă! Adriana o fixă cu ochi strălucitori. Auzi, mamă! Dan l-a întâlnit acum o jumătate de oră pe tânărul ăla de la restaurant. L-a urmărit și a văzut unde a intrat. Capitolul 4 Bătrâna Matilda Manta locuia pe strada râul Doamnei, într-o casă veche cu marchiză și ferestre înalte, înconjurată de o grădină sălbatică, nestrunită de foarfeci, cu potecă năpădită de buruieni în locul chiflelor de piatră nevăruită. În serile calde, prin geamurile larg deschise și dantela istovită de ani a perdelelor, războteau acordurile unui pian Beckstein, însăilând melodii delicate de Mozart, Lully, dar mai ales Chopin. Mâna o simțea ușoară, cu tușeu delicat și trecătorul avizat, care se oprea pentru câteva clipe să o asculte și ar fi închipuit-o lesne dezmierdând o harfă sau clapele unui clavecin. Aici, între mobile vechi, amintiri, fotografii ale unor ființe de care azi nu-și mai aducea minte nimeni, trăia doamna Manta, fostă profesoară de pian la conservator și care se lăuda oricui se simțea dispus să o asculte, că e probabil unica persoană din București care nu și-a schimbat niciodată adresa în 80 de ani. Într-adevăr, în casa aceasta, constituise o parte din zestra mamei sale, se născuse și mai apoi se căsătorise cu un violonist. Acesta însă murise, erau 40 de ani de atunci, și bătrâna, când își aducea aminte de manta, filosofa întotdeauna cu aceleași cuvinte. Uite că și morții îmbătrânesc. Nu și-l mai amintea deloc ca ființă vie și avea în fața ochilor doar fotografiile înșirate pe pian. Lungi ani de văduvie tot a și petrecuse și uneori Matilda Manta se întreba liniștită, ce avea să se întâmple cu toate lucrurile înghesuite de câteva generații în cele cinci odăi pe hol, pod să întorci o căruță și pivniță. N-avea rude, nici prieteni, Matilda Manta făcând parte din fericita categorie de bătrâni care nu trăiesc deloc sentimentul inutilului și al singurătății. Ca să-și treacă timpul, de exemplu, ar fi putut da lecții de pian sau franceză și în atâția ani ar fi reușit desigur să-și facă un cerc de prieteni. Matilda respinsese delicat, dar cu obstinație orice tentativă de apropiere. Nu desprețuia pe nimeni, era o fire tolerantă și generoasă, dar pur și simplu nu îi lipsea nimeni. Bătrâna nu trăia un sentiment de singurătate, ci de izolare. Avea impresia că oamenii interesanți pentru ea, putând realiza un schimb de idei, închiseseră de mult ochii, iar felul de a fi, de a se comporta, de a vorbi al tinerilor de azi, o neliniștea până la panică. Simțea că nu înțelege nimic din ceea ce spun, problemele lor nu se cu nimic din ceea ce auzise ea vreodată. Încercase aceleași senzații ca și profesoară, dar atunci exista limbajul comun infailibil, muzica. În rest, trecuse surdă și fără să vadă nimic pe culoarele conservatorului. Nu avea televizor, iar radioul îl deschidea doar miercurea și vinerea, la nouă seara, când se transmiteau concertele filarmonicii din Salzburg și, respectiv, Paris. Zilele doamnei Manta se scurgeau toate la fel, croșetate din aceeași lână cenușie. Se scula pe la ora 10. Toaleta minuțioasă îi lua un ceas. Era extrem de îngrijită, mereu un în negru, la... în negru la care asorta mici fantezie în alb. Manșete, un jabou, gulere, o broderie mai deosebită. Altă oră i-o ștersul prafului, după care respira ușurată. Ziua întreagă era a ei. Ceasurile petrecute la pian alternau cu altele de lectură sau visare. Din când în când răsfoia albumele vechi de fotografii și încerca să reconstituie din memorie biografiile răposaților. Oare cine și mai amintește azi de domnișoara Hrisanta Bota? rămăsese fată bătrână și se fălea pretutindeni că arta ei am împiedicat-o să se căsătorească. Picta tablouri mici, 15 pe 20 de centimetri, cu flori și colțuri de natură cochet regizate, în stilul binecunoscut administrat elevelor de pension din anii 1880-1990, și le oferea cu generozitate rudelor și prietenilor cu ocazia diferitelor aniversări. Aceștia erau exasperați căci la prima vizită domnișoara Hrisanta se interesa alarmată. Dar unde ai pus violetele de pădure pe care ți le-am dat de Sfântul Ion? Nu-ți plac? E mi se par foarte reușite. Matilda Manta se hotărâse greu acum un an să închirieze o daia din față. Se obișnuise singură și o înspăimânta ideea unei cooperări cât de comode o convinsese în cele din urmă o fostă colegă, Elvira Doga, tot profesoară, care pedalase pe avantajele unui asemenea aranjament. Gândește-te, draga mea! E dezagreabil ce spun, dar avem totuși o vârstă!" Biata Elvira se prăpădise doar la câteva luni după această conversație și un bărbat în casă contează enorm. Te îmbolnăvește, are cine să scumpere o pâine, ori o aspirină sau, mai grav, să anunțe salvarea. Stai ca un șoarece aici, te prăpădești, Doamne ferește, poți să zași mult și bine ne întoarsă. Nu mai zic de treburile mărunte. Uite, n-am fost la tine de doi ani. Sfoara de la perdea e tot ruptă în loc de robinet. Acum plâng toate. Cremona de la geamul ăsta tot nu funcționează. Matilda nu regreta că închiriase, dar nici nu exulta. Adevărat, gorul nu o deranja, lipsea mult, era un bărbat liniștit, nu aducea femei, dar... dar... Din clipa în care acest om se mutase, Matilda nu se mai simțise la ea acasă. Încerca un permanent sentiment de angoasă. În prezența lui, inima începea să-i bată și i venea reflex să o ia la fugă. Oare să mă fi sălbăticit chiar în halul ăsta? Sau personajul are ceva particular? Mă avertizează instinctul, m-am sclerozat, nici chiria substanțială. Nu o determina să fie mai entuziastă. Se descurca perfect cu pensia. În ciuda fragilității aparente, avea o sănătate de invidiat, astfel încât bugetul ei, atât de afectat la bătrâni de medici și medicamente, era liber de asemenea servituți. Nici mesele, mai mult pretext, cu biscuiți, un pahar de lapte, salate și eventual un dulce, nu constituiau o problemă, iar cât privește vestimentația, în afară de ciorapi, nu-și cumpărase o ață de peste 20 de ani. În adâncul sufletului ar fi vrut să se debaraseze de gorun, dar era o femeie prea delicată ca să-i poată declara răspicat: Domnule, nu-ți reproșez nimic, dar pur și simplu nu-mi place, caută-ți altă gazdă. În afară de aceasta, individul lipsea perioade lungi, 3 și 4 luni, răstimp în care temerile bătrânei slăbeau, își uita neliniștea și se gândea la altele. De obicei se întorcea inopinant, fără telefon prealabil, așa cum se întâmplase și acum trei zile. Probabil Matilda Mantea își făcea siesta, căci nu auzise ușa. Intrase intempestiv. În camera chiriașului vrând să stingă gazul de la sobă. Gorun se afla în mijlocul odăii, lângă masă, cu spatele întors spre ușă. Simțindu-i prezența, se răsucise ca mușca de șarpe, ducând mâna reflex la buzunarul drept. Bătrâna, încremenită de spaimă, deschise gura fără să poată articula un singur cuvânt. Gorun, redresat, încercase să zâmbească. Bună seara! Aveți nevoie de ceva?" Matilda Manta nu-și putu dezlipi ochii de buzunarul lui Gorun. Vă rog să mă scuzați. N-am știut că v-ați întors. Nu, nimic." Dispăruse ca o nălucă și se încuiase în odaia ei. Inima mai bătea nebunește, și pentru prima oară în viață lua zece picături de valeriană dintr-un flacon rămas de la răposatul Manta. Găsi biletul rezemat de glastra din mijlocul mesei. Stimate domnule Gorun, datorită unor împrejurări deosebite, nu mai sunt în măsură să vă închiriez odaia. Vă rog foarte mult să o eliberați cât de curând. În plicul alăturat veți găsi chiria pe ultimele trei luni. Vă restitui căci, practic, n-ați folosit odaia. Vă mulțumesc. Bărbatul mototoli hârtia rânjind. Să o crezi tu, frumoasa mea! În camera ei, Matilda își auzea inima. I-o strângeau în clește presimțiri sumbre. Aveau să se împlinească. Capitolul 5 Draga mea, declară colonelul Ionaș fără să-și ridice ochii de pe hârtii. Din primele informații sosite, avem cinci institute unde se efectuează, în stadiu avansat, cercetări în probleme de interes tehnic științific, care ar putea face cu ochiul firmelor concurente. Patru la București, unul la Cluj. Ai să te uiți prin hârtii și vei lua măsurile necesare. Securitate maximă. Un om de-al nostru pe fază, mă rog, cunoști partitura. Cunosc. Iona și scoase ochelarii și se uită lung la Minerva. O cunoștea de 10 ani și o îndrăgise sincer într-o vreme îi intrase în cap somărite. Dincolo de orele de serviciu, Minerva își consuma existența alături de un papagal cu creastă regală, Cheops, un caniș spiridon și o tablă neagră, unde se distrană scocind, rezolvând, exersând tot felul de acrobații matematice. Era celibatară convinsă, testa, devenind agresivă să-i se vorbească despre căsătorie și, în consecință, Ionaș nu avertizase asupra intențiilor sale. Întâlnirea cu ipochimenul avusese loc în locuința colonelului și toată lumea era de acord că acesta izbutise un fiasco extrem de reușit. Candidatul, făcut mat din trei mișcări, se ridicase brusc și început să se deschidă disperat toate dulapurile colonelului. Ce cauz domnule? Ieșirea! Glasul avea accente sfâșietoare, suna a ultimă dorință. Minerva se mirase senină. Ce-i cu ăsta? Plină lumea de iuriți. Cu amicul în cauză, Ionaș nu se mai văzuse niciodată. Omul se eschiva totdeauna la fel și dacă stăteai să-l asculți, în fiecare zi îi picau neamuri din provincie, o familie probabil prolifică, cu reprezentanți în toate județele țării. M da, rosti pe gânduri colonelul. O chestiune care ar putea fi interesantă. Am primit acum o jumătate de ceas un telefon de la inginerul... Stai puțin. Da, inginerul Miron Vasiliu. Lucrează la Institutul de Cercetări din Stăvreni, la 10 km de București. Minerva îl întrerupse arătând spre hârtiile din fața lui Ionaș. Institutul figurează pe listă? Da, de-aia spuneam că ar putea fi interesant. Ce reclamă? Pretinde că în locuința lui s-a întâmplat ceva bizar. Părea foarte agitat, n-a vrut să intre în amănunte. M-a rugat insistent să-i trimit un om cu care să stea de vorbă, dar până în ora 10. După aia trebuie neapărat să se prezinte la serviciu. Minerva își smulse bascul din cuier. În general, toate mișcările ei erau brusce. Am înțeles. Aici ai adresa al ei și pe Dobrescu? Minerva se holbă. Natural, mai ales că în ultima vreme n-a progresat în mod satisfăcător. Ba, chiar constat un proces de involuție. E momentul să fie ajutat. și o privi cu tâlc. Te-a rugat el? Locuința inginerului Miron Vasiliu se afla într -un, într-unul din vechile cartiere ale Bucureștiului, pe strada liniștită cu felinare pitorești dinainte de război, casele bătrânești cu marchiză, grădinițe, pridvoare rezemate în stâlpi sculptați și felinare arăbești la stânga și dreapta intrării, glăsuiau de stilul Bucureștilor de odinioară. În legătură cu aceste case, construite la sfârșit de secol, cea mai veche o reperase undeva prin Vitan, 1876, semna la frontispiciul și cam până la primul război mondial, Minerva încerca să de zile o mare nedumerire. Cu excepția palatelor Ghica, Știrbei, Cantacuzino, etc. și altor câteva imobile mai simandicoase, toate casele aveau ferestre foarte înalte și extrem de coborâte, cel mult un metru, un metru și jumătate deasupra solului, uneori nici atât. Minerva, care prin vocație și profesie se simțea obligată să explice și să înțeleagă orice fenomen, pe data aceasta nu imagina nimic. Nu vorbiți de modă, o modă absurdă, cretină, nu rezistă niciodată. Într-un București cu o climă dură, victima intemperiilor, inundații, zăpeze abundente, nu mai ridic problema securității, vorba aia. O, orice beții vă sparge geamul dând doar cu cotul, de ce-și decoltau ăștia casele în asemenea hal? Explicația i-o dăduse un arhitect și Minerva, care și închipuia în intimitate că dacă n-a priceput ea ceva, e imposibil să o priceapă altul, fusese de asta dată silită să concedeze. Tipului servise o explicație perfect logică. Problema străbunilor constituind o iluminatul, lumânările, gazul aerian sau cel lampant fiind foarte scumpe și câți beneficiau de electricitate, oamenii își sculptau ferestrele foarte înalte pentru ca locuința să beneficieze cât mai mult de lumina soarelui. Se gândi să-i ridice chestiunea lui Dobrescu, mică problemă de perspicacitate, dar se răzgândi. Ajunseseră. Inginerul Miron Vasiliu, un bărbat mărunțel și cu un nas nervos, împlinise 52 de ani. Măsurândul scurt, adora calificările fulger, Minerva și închipui ca intuit personajul. Iritabil, neliniștit, ipohondru, hiperprudent, susceptibil. Nimic nu miroase bine, nici măcar zambilele. Tras linia și adunat. Un tip dificil. Viața alături de el nu e o excursie la iarbă verde. La rândul lui, Miron Vasiliu îi cântări fără jenă și, dintr-un scurt viraj al nasului, Minerva îi desluși gândul. Își ba joc de mine? Auzi, eu lucrez la o problemă de importanță națională, le atrag atenția că e o chestiune gravă și domnii îmi trimit o muiere și un țânc. Îngeraș bălăior, nu mai bun să-l gătim pom. Nu știu dacă sunteți informată. Debuta inginerul după ce le verificase la lupă legitimațiile, că eu lucrez la o problemă de importanță națională. Minerva își camuflă surâsul, îi intuise până și termenii. Sunt perfect informată. Ce necazuri aveți? Hmm, da, hmm, deocamdată luați loc, trebuie să vă explic. Îi pofti într-un hol salonaș și Minerva se întrebă cum izbutesc unii oameni să se înconjoare de lucrurile cele mai urâte care se pot imagina. Dar mai cu seamă unde dracule găsesc. Povorul, stofa canapelei și a fotolilor avea o culoare sălcie, ceva între verde și cafeniu, masa neagră părea adusă direct dintr-un cavou, lipsea vasul de ceramică cu imortele, pe pereți în rame subțiri, negre, se aflau câteva desene despre care Minerva și zise că ar face minuni terapeutice într-un salon de alienați mintal care suferă de râs. Cunoașteți, deci, caracterul ultra al cercetărilor mele? Evident, lucrați și acasă? Bineînțeles! Minerva se aplecă înainte. Și păstrați materialul aici? O parte e firesc! Minerva încercă să-și domolească iritarea. Vi s-a atras atenția și nu o singură dată? Ați fost prelucrați și răsprelucrați să nu țineți niciun fel de document în locuințele particulare. Nu vă putem asigura securitatea plantându-vă la ușa apartamentului și în situația dumneavoastră se află sute de cercetători, câte un polițist. Obrazul stânga lui Miron Vasiliu zvăcni. nu era obișnuit să fie dăscălit și oricum trecu să ră ceva decenii de când absolvise cursul primar. Stimată doamnă, acestea sunt teorii lipsite de realism. Aș mai vrea să vă atrag atenția că nu mai port pantaloni scurți, nici dacă mă cațări pe ceahlău. Ce înseamnă nu păstrați niciun fel de documente la domiciliu? Dumneavoastră confundați munca de cercetare cu o simplă slujbă de amploaia la primărie. Mi-am făcut orele de serviciu, mi-am încuiat dosarul și pe urmă mă preocupă dacă i o campionatul." Ei, nu-i așa, doamnă." Dar cum?" În sinea lui, locotenentul Dobrescu se amuza copios, urmărea plin de interes meciul Minerva-Vasiliu. În sfârșit, un tip care nu venea ușor de-a dura, căpățânos și pe deasupra cuvântăreț. Avea și un soi de indignare permanentă, caracteristică indivizilor cârcotași și care îl amuza nespus. Miron Vasiliu se ridică și începu să peroreze plimbându-se prin casă. Frazele curgeau de la sine, nesughițate, se simțeau dinainte formulate. Fuseseră repetate în nenumărate rânduri. Munca de cercetare, ca orice activitate de creație, e tiranică. E un stăpân necruțător, egoist și exclusivist. Pe stradă, în tramvai, în somn, în vizite inevitabile, ca să nu mai spun la birou cu creionul în mână, în cap nu zumzeai decât același lucru. Ce soluție dau în situația X? Cum să evit necazul Y? Cum rezolv problema Z? Practic muncești, gândește, asuzi 24 de ore din 24. E foarte interesant ce îmi spuneți, da. Tot nu văd de ce trebuie să păstrați documentele acasă. Pentru un tip pocnit cu o cărămidă în cap, Dobrescu își zise că Vasiliu avea o expresie reușită. Că scase gura și ochii interzis și literalmente îl simțeai incapabil să vorbească. Păi cum să lucrez? Izbucni. Pe cap? Ce computer? Adică le calculez, le pritocesc și răsucesc în minte și a doua zi le trec pe cura la serviciu? Sau să mu mut domiciliul la institut? Hai să fim serioși, doamnă! De altfel, o veți constata personal, sunt mai asigura decât banca Angliei. Încăperea în care se află documentele este o adevărată încăpere seif. Probabil nu unde a ajuns de asigura de vreme ce ați avut cazuri? Inginerul își desfăcu larg brațele. Asta e de neînțeles. Tresc un mister. Dacă n-aș fi un tip eminamente realist, n-am crezut nici măcar la zece ani în stafi, duhuri sau alți domni mistici. Aș zice că în toată afacerea asta s-a strecurat o fantomă. Veniți, vă rog, după mine. Micul salon dădea într-un coridor, la capătul căruia se afla o ușă într-adevăr blindată. Drugi de fier, încuietori complicate, o broască cu cifru. Vasiliu manevră cheile, apoi discul și pătrunseră într-o încăpere pătrată de circa 10 metri pătrați. Fereastra îngustă era zăbrelită cu gratii. Minerva își roti ochii. În odaie se aflau patru corpuri de bibliotecă, un fișet, un birouaș și o banchetă. Arătă cu bărbia spre dulapuri. Și foneierele astea sunt pline cu documente? Frumoasă marfă! Nu vă grăbiți!" Conțin în cea mai mare parte lucrări vechi, a căror noutate s-a consumat, sau simple încercări abandonate definitiv sau pentru o vreme, ceea ce e de actualitate păstrez în fișet. Iar cheia, o ială japoneză, ultimul tip, se află în permanență la mine. Văd, în consecință, care este necazul dumneavoastră? Azi dimineață, rosti Vasiliu, când am intrat aici ca să-mi iau niște note de care aveam nevoie la serviciu, am găsit chiar lângă fișet o floare. Ce? O violetă? Aha! Cum rămâne cu ușa dumneavoastră super blindată? Dădu din mână. E? Unde-i floarea? Uitați-o acolo pe pervazul geamului. Intrigată, Minerva se apropie de fereastră. Era o floricică artificială cu petale de catifea și tijă de sârmă îmbrăcată în ață verde. Asemenea, buchețele se găseau pentru 10-15 lei în mii de magazine de mărunțișuri din întreaga țară. După aparențe, conchise Minerva, fantoma dumneavoastră e o cucoană. Apropo, singur? Da, am o menajeră femeie de 70 de ani care vine zilnic și pleacă spre seară. Face curat aici o singură dată pe săptămână și numai în prezența mea. E absurd să vă închipuiți că o fleacul ăsta iar aparține. În viața ei n-a purtat o podoabă, n-a ținut în mână o cutie de pudră. Cine vă vizitează? Nimeni. Nu pun la socoteală, desigur, pe secretara mea. Vine și face treaba și noapte bună pe mâine. În ce constă activitatea ei? Lucrări de rutină, dactilografie, corespondență, o fată muncitoare, conștiincioasă și toantă. Minerval privi mirată. Toantă? Da, toantă, râse Vasiliu. Vezi ce deștept sunt eu. Special am căutat o sărmană cu duhul. Vă dați seama că nu mi-aș fi vărât în birou meu o blondă deșteaptă, curioasă, moartă după blănuri și superbă. Nu e nevoie să te duci la cinema ca să eviți capcanele grosiere. Am înțeles că lucrările dactilografiei prezintă un interes secundar, fără îndoială rânji încredințat că o face knockout. Dacă dumneavoastră ne-ați prelucrat și răsprelucrat să fim prudenți, după cum vedeți, am respectat întru totul instructajul. Da, bag de seamă. Deci ați descoperit de dimineață Violeta. Înseamnă că ea a fost pierdută azi noapte. Sau cu noapte înainte, o întrerupse inginerul. N-am mai intrat în seif, așa-i zic eu, o Am reținut. De-al alteri. O fac doar dacă am strictă nevoie. Secretara dumneavoastră are acces la fișet? Nu. V-am spus, există o singură cheie, a mea. Se uită la ceas. Vă rog să mă iertați, dar eu trebuie să mă retrag. Nu vă faceți probleme, surse cu naturalețe Minerva. Ne descurcăm și singuri. Inginerul o cercetă de scumpănit. Cum? Adică, adică vreau să mai aruncăm o privire prin apartament. Menajera nu s-a prezentat azi? Ba da, e în bucătărie, nu? în sfârșit, cum credeți? Așa credem, sură minerva fermecător. Dacă sunteți amabil, comunicați colaboratorului meu datele secretarei. Nume, vârstă, adresă, locul de muncă, eventual ce știți despre părinți. Inginerul părăsi încăperea răsucind încă o dată capul. Expresia era unui om care nu mizează mult pe ceva găsi la întoarcere. Minerva a început să râdă. Înainte de plecare, numărați, vă rog, lingurițele de argint.